Fondul European de Investiții și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au semnat primul acord de finanțare pentru a veni în sprijinul fermierilor din România prin intermediul unui instrument financiar. Acesta este prevăzut în Programul Național de Dezvoltare Rurală și este finanțat atât prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cât și din resurse naționale. Împreună cu resursele financiare alocate de către intermediarii financiari selectați, se așteaptă ca facilitatea să genereze cel puțin 126 de milioane de euro în finanțări noi acordate beneficiarilor eligibili. Mandatul va permite Fondului European de Investiții implementarea unui nou produs de creditare cu partajarea riscului care va reduce semnificativ ratele dobânzilor și va îmbunătăți cerințele de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor active în sectorul agricol. În concordanță cu obiectivele Ministerului Agriculturii și ale Guvernului României, mandatul va susține investițiile și cheltuielile de capital ale fermelor mici și ale întreprinderilor active în domeniul agriculturii, precum și cofinanțarea granturilor din agricultură. România se numără printre țările cu cea mai mare productivitate în acest domeniu. Prin parteneriatul încheiat cu Ministerul Agriculturii, vom putea oferi mai multe oportunități fermierilor locali pentru extinderea producției și pentru creșterea competitivității în acest sector. Reprezentantul Guvernului României, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia, a declarat: În misiunea pe care o am întotdeauna, am apreciat adaptarea și flexibilitatea de care trebuie să dăm dovadă în utilizarea instrumentelor și mecanismelor Uniunii Europene pentru a răspunde prompt și eficient la problemele cu care se confruntă fermierii. Semnarea acestui acord de finanțare de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale reprezintă o soluție la dificultățile pe care le întâmpină fermierii în susținerea investițiilor atât de necesare dezvoltării agriculturii și a spațiului rural din România a continuat liderul de la Meadere. Fondul European de Investiții urmează să lanseze un apel pentru expresii de interes adresat intermediarilor financiari care oferă finanțare fermierilor din România. După primirea aplicațiilor și parcurgerea unui proces de evaluare a acestora, fondul va selecta intermediarii financiari care urmează să pună la dispoziție finanțarea necesară fermierilor și întreprinderilor agricole din România.